Sunteți pregătiți pentru festivitatea de premiere? Da. Înseamnă că ne apucăm de vorbă. Da, nu te-am auzit. Bună seara, am odată. Bună seara! Ne apucăm de vorbă. Bun, sper să audă toată lumea. În primul rând, vă mulțumesc că ați venit astăzi aici. E o poveste lungă, de fapt, care a adus la legendele Nemirei. Promit că nu o să vă spun pe fată. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc voluntarilor, fără de care nu am fost aici. Din păcate, mulți dintre ei au plecat, pentru că erau foarte obosiți, dar cei care mai sunt aici, îi rog să vină alături de mine, toți voluntarii. Thank you.
super, locul 2, 3, este genul. Și locul 1 a fost Open, Iulian Ostroescu.
Da. Că n-ar fi federatrice la băieți. Cross categoria Open, adică cei care au ajuns pe primele trei locuri indiferent de vârstă. Pe locul 3, cross masculin, este un băiat din Sfântul Moldova, de fapt, botezatul Ionuț Răzvan. Plus,
seama că ce ei. Felicitări, felicitări. Mulțumim, mulțumim. Acum, înainte de a trece la maraton, o să... Un moment. Bateriile, bateriile. Da, nici bateriile nu mai țin. Ceva ce nu se face la competițiile de alergare, dar noi înțelegem o doamnă mântă de față. Avem în desfășurare o tabără de creație artistică în care avem invitați 5 artiști din Brazilia. 6 artiști din Brazilia, care sunt aici. Bine, ce fel de artă fac ei, dar este artă contemporană. Și unul din artiști vrea să facă un performance. Nu știu dacă aș putea să vă traduc în românește ce înseamnă un performance, dar să vedem ce ne propune el. Ricardo! Propune să lucreze cu oameni. Este despre trezirea curiozității, trezirea interesului pentru artă, trezirea inițiativei de a ne exprima în toate felurile creativ. Am invitat artiști contemporani din Brazilia să ne povestească ce înseamnă arta contemporană la nivel internațional. Și Ricardo ne propune un performance la care ne-am dorit să luați cu toții parte. Este un performance, o să-l rog pe el să ne explice despre ce e vorba. Bună! So the idea is to do a collective performance where everybody is invited to screen together. Ideea de bază este să facem un performance colectiv în care cu toții să țipăm. Yes, we have just one opportunity, so I'm going to count to three and we scream. But I feel it good to do a circle or what is it? Cei care vor să ni se alăture, sunteți invitați să facem un cerc mai strâns, să experimentăm împreună această trăire. Ne propune să țipăm împreună, să mărăm până la 3 și să țipăm împreună și avem și un scop, o menire a acestei acțiuni pe care o să-l rog pe Ricardo să o explice. Deci lucrează, studiului este asupra corpului uman și ne propune să eliberăm energie, să eliberăm frustrări, anxietate, să experimentăm împreună. O să numărăm până la 3. Haideți mai aproape. El va număra până la 3 și ideea e să țipăm cât de tare putem, să scoatem tot ce avem în noi. One, two, three. Da, asta a fost. Haideți să ne întoarcem la oile noastre. Sper că v-am
O să începem cu categoria Open, la maraton feminin. Deci, maraton feminin Open, locul 3, Rui Valenta. Premiul în bani este de 300 de ron în locul 3. Locul 2, maraton feminin Open, Mihaela Maria. Nu-mi lua fața. Așa. Locul 2 este 500 de ron. Felicitări! Locul 1 Locul 1 Open feminin. Vasilica Maria. Hai! Tu nu vezi? La maraton la femei, pentru că nu au fost suficiente participante, nu avem categorie. Deci trecem direct la băieți. Nu știu cum e premiul, dar uite. Maraton Open, locul 3, Stroiescu Daniel, în 4 ore și 24 de minute. Felicitări, Daniel! Locul 2, Maraton Open, Moșoi Cristian Marian, în 4 ore și 12 minute! Bravo, Cristian! Locul 2, 500 de ron. Felicitări, Cristian! Și locul întâi, cu un timp extraordinar, 3 ore, 57 de minute, Robert Tăge! Da, avem un premiu. 100 de ron. Felicit organizatorii și voluntarii pentru munca pe care au depus-o. Traseul a fost marcat ireproșabil. Am avut puține emoții că va fi altfel, dar ați făcut treabă foarte bună și sperăm să ne vedem și la anul. Și începem cu 18-29 de ani masculin.
Locul 3, Ian cu Alin Gabriel. Felicitări! Locul 2, maraton 1829 de ani, Ivănescu Grigă Andrei. Da, ești locul 2, nu trebuie să cred. Felicitări! Locul 1, maraton 1829 de ani, Moșoi Cristian Marian. Felicitări! Felicitări, felicitări! Faceți poze! Felicitări, mulțumim! Trecem la categoria următoare, maraton masculin, 30-40 de ani. Locul 3, Iordache Adrian. Felicitări, mulțumim, mai așteptăm la anul!